Mai țineți minte care a fost autorul sau opera grație căruia sau căreia ați ales de fapt acest drum al istoriei artei? Aș da două exemple. Unul, o imagine care m-a marcat foarte mult din cauza unui album care circula pe la noi prin casă, un album Van Gogh. Era vorba de un peisaj din Arles și m-a impresionat foarte mult cerul lui Van Gogh cu acele stele care se roteau și țin minte că i-am întrebat pe părinții mei, dar ce e asta? Stelele nu sunt chiar așa? Al doilea exemplu, probabil că un exemplu mai concret, mai real, sunt anumite opere din muzeul din București, mai ales și ale lui El Greco. Ați avut de-a lungul timpului câteva borne și ele se numesc Pontormo, Caravaggio, Goya. De ce tocmai ei? M-am ocupat de Pontormo într-o epocă dificilă, eram în România și Pontormo mi s-a părut atunci, sau m-a atras pe vremea aceea, din cauza că reprezenta un tip de artist, să spunem, rebel, foarte rafinat, dar în același timp rebel, în război cu societatea. Goya a fost un artist care întotdeauna m-a intrigat, l-am înțeles dificil, l-am înțeles greu, pentru că e un artist dificil, e un continent, într-un fel ca Shakespeare sau ca Beethoven, și inevitabil m-am lăsat atras și înghițit într-un fel de acest monstru care e Goya. Cea mai recentă apariție, care poartă numele dumneavoastră la editura Humanitas, Cum se savurează un tablou, puneți tocmai această problematică, aceea bucuriei pe care ți-o dă un tablou, dar care bucurie, pentru a fi completă, trebuie să fie dublată de înțelegerea acestuia. Iar eu vin și vă întreb, dacă nu cumva un ochi profan, mai puțin inițiat, nu se poate bucura totuși de el, de aspectul lui formal? Sigur că da. În mod ideal, aș spune că a te bucura de un tablou implică amândouă lucrurile. O anumită naivitate, o anumită lipsă de prejudecăți sau lipsa unui instrumentariu foarte bine pus la punct, pe de o parte, și pe de altă parte, niște instrumente de lectură mai puternice. Eram în Germania, unde am locuit mai mulți ani, am lucrat la universitate și unul dintre profesorii cu care lucram, care era foarte interesat și de modul în care privesc un tablou, mă apropiu de el, m-a întrebat la un moment dat, întrebare tipic germană, ce metodă am? Cred că răspunsul meu a fost poate puțin impertinent, metoda marțianului. Deci nu înțeleg nimic, stau și mă uit, exact ce spuneți dumneavoastră, și pun întrebări, sigur, poate naive, dar în această naivitate poate și întrebări fundamentale. Nu cumva se întâmplă câteodată să încărcăm cu prea multe semnificații un tablou, fie că e din Renaștere, fie că este din Baroc, să-i citim și să-i desfacem sensuri, poate chiar mai multe decât ele sunt cu adevărat acolo? Acest risc care noi profesioniști istoria artei îl numim riscul suprainterpretării. Exact. Există. Un specialist trebuie să se ferească de el. E foarte greu, dar e un fel de boală a tinereții. Trebuie să ne gândim că în Renaștere sau în Baroc, în momentul în care cineva avea privilegiu să privească o frescă sau un tablou, îl privea cu totul altcumva. Nu se plimba prin fața lui ca noi în ziua de astăzi, nu avea acest bombardament de semne și de imagini, avea și timpul și plăcerea și posibilitatea mentală, igiena mentală de a se confrunta, de a dialoga cu o imagine cu totul altcumva decât o facem noi. Chiar dacă am impresia, am ajuns la o vârstă în care știu foarte multe, am citit foarte multe, am parcurs foarte multe muzee, întotdeauna mai e ceva nou de descoperit. Aveți, de-a lungul timpului, artiști pe care, grație profesiei pe care v-ați ales-o, s-au recuperat? Rafael, în tinerețe, nu spunea mare lucru, Îngeraș, Madone... Mult prea frumoase, multe... Nu era chiar lucru care mă atrăgea cel mai mult. Și cu vârsta și cu cunoașterea acestui artist, mi-am dat seama că a fost un artist cu totul de foarte mare dimensiune. Privind tablou
orile renașterii sau ale barocului, nu odată atrageți atenția acolo asupra unui personaj care prin plasarea lui sau prin expresia lui interpelează direct privitorul, un soi de intercesor al relației dintre subiectul tabloului și cel care se află în fața acestuia. Și aș vrea să vă întreb dacă nu cumva istoricul de artă de astăzi se substituie acestui personaj. Cred că da, noi învățăm să citim la 6 sau la 7 ani. Învățăm să citim o operă de artă foarte târziu sau niciodată. Și un istoric de artă are această misiune de a pune un abecedar sau de a facilita accesul la anumite legi ale citirii unei opere de artă, ale vizualului, și o misiune cred importantă, pentru că dacă nu n-aș fi dedicat viața acestui lucru, dar printre alte misiuni foarte importante în ziua de astăzi, știu că nu e misiunea centrală de a citi imagini, dar nu e rău totuși să ne luăm timpul și plăcerea de a le citi.